Doamne și domnilor, am revenit în studioul postului de televiziune Iași TV Live cu partea a doua emisiune în audiențe. Alături de mine este domnul Ioan Ciobanu, șeful serviciului Asociației de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Înainte de pauză, ați deschis un subiect care îmi strânește zâmbete și amintiri. Cartea imobilului. Mai există la ora actuală cartea imobilului în care treci, orice persoană stă mai mult de două săptămâni cazată la tine? Mai există. Am găsit-o la multe asociații, dar totodată este obligatorie pentru toate asociațiile. Deci, cartea imobilului, acea carte în care dacă o persoană stă la mine mai mult de două săptămâni, trebuie să o trec în cartea imobilului. Se trec toate persoanele care locuiesc pe o perioadă definitivă sau pe temporară. O perioadă temporară. Se trec în acel cu document. Serie de la buletin, cu toate datele de identificare. Cu toate datele, așa cum este prevăzută prin legislație. Deci aia este obligatorie. Dacă mergem acum, ar trebui să... Bun, cartea imobilului, cine o ține? Că știți cum este la asociația de proprietari, mai este și un șef de scară. Când existența cărții de imobil intră în obligația președintelui asociației, dar toate datele care se introduc acolo intră în obligația administratorului. Deci cel care administrează asociația este și obligat să treacă în cartea imobilului. Mergem la blocuri a oricare asociație și solicităm cartea imobilului. Le au? Sunt asociații care au cărți de imobil. Și sunt asociații care nu au? Sunt asociații care nu au. Cele care nu au pot fi sancționate sau intră sub vreo sancțiune sau ce se întâmplă? Ce spune legea? Legislația spune obligativitatea acestei cărți. Acestei cărți. Pentru că înainte, pe timpul lui Ceaușescu, trebuie să spunem celor care nu știu, care sunt mai tineri, cartea imobilului în care erau trecute toate persoanele era de obicei cerută de către securitate. Hai să vedem unde a fost asta, hai să vedem ce au făcut, ce au mișcat. Acum e o leacă mai sensibil, dar haideți să vorbim puțin și despre cartea tehnică a imobilului, adică tot ce înseamnă blocul ca atare. Cartea tehnică a imobilului este acel volum de documente care conține de la proiectul inițial al blocului și discutăm de la structură până la instalații electrice, sanitare și de altă natură din cadrul blocului, la care se adaugă pe perioada funcționării imobilului, existenței imobilului, toate intervențiile care se fac, atât pe partea comună, la partea comună de instalație și structură, cât și pe partea de proprietate. Deci orice intervenție pe care cetățeanul o face în apartamentul lui, trebuie să o aducă la cunoștință asociații de proprietari pentru a o introduce ca acțiune în în structură, în construcție. Corect, domnul Ciobanu. Dacă mergem și ne plimbăm pe bulevarde, pe străzi, putem vedea multe apartamente la care proprietarul poate cu de la sine putere. Nu zic că nu au autorizații, poate că au, poate nu. Dar au făcut lucrări în cadrul apartamentului și au mărit apartamentul, au spart zidul dinspre balcon, au mărit camera, au mai făcut o lucrare în afara blocului. Credeți că aceste modificări le-am găsit în cartea tehnică a imobilului? La momentul de față nu toate, dar noua legislație de funcționare a asociațiilor de proprietari îi impune structurilor de reprezentare, Comitetul Executiv, administratorului, să facă un inventar a tuturor acestor lucrări. Adică aia intră la mine în casă, să vadă ce modificări am, dacă am făcut modificări sau nu. Sigur că da. Păi și dacă eu nu le dau voie? Legiuitorul prevede anumite măsuri acolo vis-a-vis de a da voie sau nu a da voie în a inspecta... Păi vine președintele asociației cu comitetul. Domnule, dacă la mine în casă, dacă ei intre cu mandat... Nu e o problemă acest lucru. Eu mă închipui că proprietarul în cauză va da o declarație pe propria răspunde în care își asumă că nu are nicio lucrare. Că nu are nicio lucrare. Și în orice moment când va fi ceva, va răspunde pentru declarația dată. Ce riscă un astfel de proprietar care a făcut unele modificări în interiorul apartamentului fără autorizație de construire și fără să anunțe
administratorul, președintele asociației? În momentul de față, legiuitorul spune că există o perioadă de timp, da, în care administratorul trebuie să facă inventarierea. Inventar. Adică se vine cu o măsură, cu un termen de, în care să toate se identifice modificările și să se actualizeze toate cărțile tehnice ale imobilului. Bun, domnul Ciobanu, cineva și-a, v-am zis, hai să spunem, a dat jos peretele dinspre balcon, l-a mărit, a închis balconul și a mărit camera. Și spune administratorul, da, domnule, uite, am făcut lucrarea asta. Administratorul întreabă, domnule, ai autorizație de construire? Domnule, nu am. Persoana, proprietarul respectiv, este obligat după aceea să intre în legalitate sau deci, cum? Sau... Se poate ca asociația să-i solicite proprietarului să meargă să obțină un act de la administrația publică cum că trebuie sau nu trebuie pentru am intervenția înțeles respectivă autorizație. Și în funcție de toate acestea se introduc la cartea la cartea imobilă. Sigur, da. Care este termenul dat de către legiuitor fiecare asociații să-și facă inventarul cu aceste modificări? Cred că un an de zile este un, an de zile, un termen rezonabil. Deci anul viitor am putea spune, domnule, la oricare asociații bloc că avem asociații, cărțile avem... Pentru că tot legiuitorul pe noua legislație spune că acolo unde asociațiile nu au cărțile tehnice, trebuie să înceapă demersurile pentru refacerea acestor cărți tehnice. Ei, vedeți? Și acum, deci ajungem, impune... și acum ajungem la problema, pentru că eu sunt convins că puține asociații au cartea tehnică a imobilului. E foarte greu să le ai, pentru că au fost niște asociații pe timpul comuniștilor, care acum documentele nu se mai găsesc, poate că ei au avut cartea tehnică a imobilului, acum ca să te duci să iei întreg proiectul, inclusiv proiectarea blocului, construcția, traseele pentru de utilități, de rețele electrice, trebuie să te duci undeva la arhivele statului, presupun, unde sunt ele. Vreau să vă spun, legislația de, prevede de mulți ani obligativitatea de a se face acest lucru. Începând cu noua legislație, legiuitorul a prevăzut și măsuri coercitive. Și sumele pornesc de la 30.000 de lei și se duc până la... Da? Indiferent de unde se duc, și așa 30.000 de lei e mult. Deci cu 30.000 de lei înseamnă... pot să-mi refac cartea tehnică a imobilului. Chiar liniștit. Acum... Această sarcină cade în, deci această sarcină, greșit spus, această activitate cade în sarcina administratorului. Administratorului și comitetului executiv. Care deci ei pot să spună, domnule, trebuie tu te să ia legătura cu instituțiile care au deținut și sau să înceapă proiecte, să adune toate documentele necesare pentru cartea imobilă. Mai mult decât atât, tot legiuitorul a prevăzut și situația în care nu se mai regăsesc documentele și atunci a prevăzut și obligativitatea de a se lua legătura cu firme de arhitectură care să refacă întreaga documentație. Păi costă, o să-i coste pe săracii proprietari. Bun, trebuie să luăm în considerare că întreg fondul locativ are o anumită vechime, vârstă. Vechime. Da? Și trebuie ușor, ușor să se facă niște intervenții de reparații curente, reparații capitale, reabilitare, da. Reabilitare. Instalațiile au început să pice la destul așa de multe și locuri. De obicei când pică, afectează întreg imobilul și dă... Și atunci când vine firma să facă intervenția, o să spună, dați-mi, vă rog frumos, proiectul ca pentru să a ști exact care este diametru, care acolo, pe unde trece, ce se întâmplă. Deci dacă n-aveți proiectul, vine firma și zice, lasă-mă, nene, că mai pun încă vreo 2 km de țeavă, că nu știam pe unde vin. Bun, haideți să luăm încă un telefon în direct. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua, tot eu sunt. Spuneți, doamna Soler. Să rămână, doamnă. Tot eu vă deranjez. Auziți? Da. Vreau să vă spun că referitor la construcțiile astea și reconstrucții, deci în apartamente și modificările făcute din românii noștri. Așa. Că mă gândesc eu că la un moment dat parcă era mai bine cum au fost făcute chișmerile acestea, așa, apartamentele astea de 40 de metri, de metri pătrat. Știți, toate ieșirile s-au stricat în primul rând. Cei la partier au numai de suferit. Știți de ce? Pentru că nu poate să-și pui un aparat de ăla de aer condiționat, pentru că îl pur noaptea. Pun ziua și noaptea dispare. Ce ziceți despre asta? Nu a, dumneavoastră să vă referiți la acele aerisiri care erau de obicei... Exact. Aerisirile se închidă total și
Da. Erau niște aerisiri în dreptul bucătăriilor Exact. și în dreptul băilor, da, care mergeau până sus Dacă pe... așa vedea acel inginer, așa au văzut el să facă un proiect de bloc, asta e, trebuiau lăsați așa, mă gândesc eu. Și da, ar da, da, trebui da. O leacă responsabilizat cei care... Măcar să dai drumul la aerisiri, știți? Vedeți, de-abia aici ajungeți la lipsa cărții tehnice a imobilului. Pentru că da. Cel care a venit și a făcut reabilitarea fațadei nu știa unde zgă... Bine, poate că dar l-a văzut, dar a zis... Vă spun ceva. Da. Pot să vă spun ceva? De exemplu, eu nu mă interesează că ați fi trași la răspundere. Mă interesează les aerisirile. Adică că eu scos aerisirile în același timp când și-o fac modificări în baie și tot, înțelegeți? Da. Aerisirea mă interesează. Vă spun foarte serios. Am înțeles, da. Și cum mă duc lupte de foarte grele și cu sfârșit, mai știu cum, cred că o să mă duc la șmitir până la asta. Și o să rămâi întrebări da. Rezolvate. Să lăsați-vă, vreți numai bine. Mulțumim foarte mult pentru telefon. Da. Doamna abordează exact în ideea punct, pe care noi am exact, punctat-o aici. Un punct foarte bun de discutat, pentru că erau blocuri care aveau, băile nu aveau vreun gemulesc ceva. Sistemele de ventilații erau din construcții foarte exact. Bine definite. În timp s-au făcut modificări, ceea ce discutam, neținerea evidenții, duc la o serie bun, de... Dar acum, haideți că vreau să vă întreb un lucru, pentru că sunt foarte multe blocuri cu patru etaje care, într-adevăr, cum spunea și doamna Sorenco, n-au sistemul totuși de aerisire la fațadă, adică din bucătărie niște găuri, știți cum erau niște găuri? Așa. Și da, ce le au, v-am spus, din bucătărie pleacă un... Din proiectare era, până sus pe bloc. Exact. Cineva ăla de sus, de pe bloc, a zis, de la ultimul etaj, bă, nene, ce cu atâta aerisire? Păi, și le-a blocat. Are dreptate și doamna Stolarencu. Proiectantul a gândit-o, domnule, în baie, dacă faci duș sau folosești vapori, hai să iasă vaporii ca să nu se facă igrasie. Dacă l-am fundat ăla cu nu știu ce lucrare a făcut acolo, iarăși, trebuie discuții, nu? La nivelul asociației. Domnule, hai să vedem nu cine discutăm au... exact de acea inventariere pe care administratorul trebuie să o facă, să introducă modificările și să dispună măsurile, pentru că discutăm că aerisirile sunt parte comună. Corect. Da? Dar nu și, poți totuși să-mi și blochezi. Ideea pe care a ridicat-o doamna, da, într-adevăr, nu e necesar să luăm acum să îl punem să plătească da. Și să îl conștientizăm că trebuie remediată problema astfel încât toți proprietarii să beneficieze este, da, de acea facilitate și utilitate. Proiectantul atunci când a proiectat bloc, chiar dacă l-a proiectat în 60, 70, 80, el s-a gândit la utilitatea fiecărei măsuri care a luat-o. Am pus niște găuri acolo pentru că sunt utile să fie aerisit. În fine, da, ăsta este unul și ăsta ar putea fi unul din motivele pentru care fiecare asociație de proprietari ar trebui să aibă cartea fiecărui imobil, cartea tehnică a fiecărui imobil. Bun, eu înțeleg acest lucru, dar vine iarăși cu o întrebare firească. Toate aceste cheltuieli privind refacerea cărții tehnice a imobilului, printr-o hotărâre a asociației de proprietari, nu se va regăsi în plata de către fiecare proprietar? Sigur că da. Deci, asociația de proprietari trebuie să-și identifice care sunt cheltuielile anuale pe care vrea să le facă. Deci va trebui ca ei să prindă pentru anul viitor și aceste cheltuieli privind cartea... Să le prindă în buget, cartea... trebuie să și le aprobe în adunarea generală. Și partea de cheltuială cu acest capitol, pe acest capitol, trebuie să o prezinte și să arate necesitatea, da, și oportunitatea. Bun, dar acum necesitatea, păi... Legea mă obligă să am cartea tehnică a imobilului. Nu mai există... Și nu e o problemă necesară astfel încât să știu unde pot să fac intervenția pentru a reglementa plus, un aspect. Plus că în acea carte, nu, chiar dumneavoastră a spus, trebuie trecută orice modificare a fost orice. Făcută în imobil. Așa bun. Este. Haideți să revenim la sezonul rece, pentru că sezonul rece este cel care ridică unele semne de întrebare. A spus că cu șarpantele s-a rezolvat problema... În sensul că, domnule, nu s-a rezolvat. Intră în legalitate. E într-un mansardele. Proces de același lucru. Același lucru. Deci aceste construcții pe terasele blocurilor au același pas. Numai că, într-o manieră, se aprobă și se avizează și se întocmește proiectul. Pentru o șarpantă. Pentru o șarpantă și mult mai complex este...
autorizarea unei mansarde. Bun, mansarda deja este, discutăm despre un spațiu discutăm locuibil. Despre siguranța acelui cetățean și a imobilului. Corect. Pentru că, stimați spectatori, este foarte, foarte, foarte periculos să faci o mansardă fără să iei în calcul structura de rezistență a imobilului. Poate să suporte o sarcină suplimentară, nu poate. Gândiți-vă că eu nu sunt inginer constructor, dar am colegi ingineri constructori care au spus în felul următor: domnule, tot ce înseamnă pereți exteriori, acoperiș și podeaua de la bloc, să zicem ultimul de jos, formează un tot unitar ca o cutie, e fixă. Dacă ai intervenit deasupra, pui o greutate suplimentară, riști. Bun, haideți să luăm un telefon. Nu vreau să terminăm acest subiect și o să discutăm puțin și despre garaje. Haideți să mai luăm un telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Sunteți amabil, televizorul să-l dați mai încet, ne auzim la telefon, mulțumesc. Imediat. Mă numesc Pauleț, din Galata. Da, stau domnul, la parter, da. Am partul camerii și toate cheltuielile care se fac pe scară, mie mi se pun dublu. Indiferent instalațiile la subsol, curățenia, schimbarea, nu știu ce, pe scară, mie mi se pun dublu. Este normal? Nu știu care e situația acolo. Sunteți singurul apartament cu 4 camere din imobilul unde locuiți, din blocul unde locuiți? Exact. Restul apartamentelor sunt cu 2 camere? Cu 2 camere și la parter este o garsonieră. Eu stau la parter și toate cheltuielile care se fac pe scară și la subsol, mie mi se pun dublu. De ce? Bun. Este legal? Nu pot să vă dau un răspuns acum. Am o rugăminte. Putem ajunge la asociații la dumneavoastră, putem solicita niște acte, facturi, liste de plată, să vedem ce se întâmplă. Există într-adevăr cheltuieli care sunt pe cotă parte indiviză. Și acolo, cota dumneavoastră indivizie este, dacă într-adevăr este singurul apartament cu 4 camere din bloc, este mult mai mare decât acelorlalți. Dar dați-ne voie să, dacă lăsați o adresă, un număr de telefon, vă contactăm, luăm legătura cu asociația și facem o verificare pe acest aspect pe care dumneavoastră îl ridicați acum. Și mai am o problemă. Vă rugăm. În jurul blocului este o grădinuță, așa, așa, gardiu, roata împrejur, toate alea le întrețin eu. Este ilegal numai eu să fac curățenie în jurul blocului sau și normal, ce am discutat normal, asociația trebuie să se implice acolo. Dacă doriți dumneavoastră, puteți face dumneavoastră singur, dar eu cred că asociația, administratorul, președintele trebuie să ia act de lucrul ăsta și să vadă cum reușesc să întrețină, pentru că e o problemă a imobilului în cauză. Nu e numai o problemă și vecinii, a dumneavoastră. Da, da, și vecinii dumneavoastră ar trebui să înțeleagă faptul că locuiesc în același bloc cu dumneavoastră, să iasă cel puțin să vă ajute. Pentru că este o chestie, un lucru de respect și de confort pentru toți, nu numai pentru dumneavoastră. Nu sunteți obligat numai dumneavoastră să mențineți curățenia. Este cât se poate de clar. Asta e o atmă. Dar intrarea pe scară, să face curățenie, să face schimbarea amortizoarelor care sunt chidușli. Toate mi se bag mie dublu pe statul de plată. Da, domnul Boreț, o mare rugăminte, pentru că am înțeles cam cum este problema dumneavoastră. Este posibil ca aceste lucrări să fie pe suprafață de apartament. Sunteți singurul care aveți apartamentul cu 4 camere, ceilalți au cu 3, cu 2 și chiar cu o cameră, cum am spus dumneavoastră. Dacă modul de calcul este în funcție de suprafața utilă a fiecărui apartament, dumneavoastră sunteți dezavantajat. Dacă se face după numărul de persoane, nu prea. Sunteți clar furat pe față. De aceea am o mare rugăminte. Lăsați colegilor din regie un număr de telefon, un nume și vă vom suna după emisiune ca să vedem asociația de proprietari și mâine va veni cineva ca să se intereseze de modul cum se calculează repartizarea acestor cheltuieli la dumneavoastră, la asociație. Da, da. Mulțumim foarte mult, foarte mult pentru telefon. Da, e o situație aparte.
într-o scară de bloc singurul cu sunt patru. Sunt cheltuieli care să... Da, dacă trebuie sunt... văzut cum deci, este... Exact. Cum este modul de calcul al cheltuielor, repartizarea cheltuielor? Pentru că dacă e pe numărul de persoane și dumneavoastră locuiește singur, e clar că... De ce spune dumneavoastră noi întrețin, curățenie, astea, aici... cotă parte indiviză și atunci... Da, dacă e pe cotă parte indiviză, da, este... Costurile pe... sunt mai mari pentru... Are cel mai mare imobil, cel mai mare apartament. Să vedem atunci că sunt corecte. Da, da, dacă da, sunt care, corecte... Că respectă prevedere legală, că aici ajungem da la final. Îmi pare foarte rău, suntem la finalul emisiunii și nu am reușit deloc să discutăm despre aceste garaje care a început primăria o acțiune de somare a celor care nu au contract de concesionare pentru terenul și au garajele pe domeniul public. Foarte, nu avem cum să-l discutăm, dar... Foarte scurt pot să vă spun că acțiunea continuă, că este... acțiune în care încercăm să eliberăm toate zonele domeniului public de aceste tipuri de construcții care sunt în marea majoritate fără autorizație și fără să respecte nimic din urbanismul orașului și că cetățenii trebuie să înțeleagă că abordarea acestor tipuri de construcții este o abordare radicală, trebuie să dispară și să încercăm să privim sub alt unghi. E clar, e domeniul public, este domeniul nostru al tuturor, el trebuie să fie administrat mai bine. Mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, punem punct final ediției de astăzi. Cei care nu ați reușit să intrați în direct, mai avem și probleme cu telefonul. Na. Mulțumim iarăși pe această cale, știm noi cui am mai mulțumit de atâtea ori în cadrul altor emisiuni. Puteți să ne scrieți pe adresa inaudiențe@iaștevelive.ro. Preluăm problemele dumneavoastră, le transmitem către autoritățile locale și într-o ediție viitoare primiți și răspunsul. Până data viitoare, cele bune! La revedere! La revedere!